Bună ziua, dragii noștri! Astăzi la ESCU TV am invitat pe Teodor Tănase, Teo Travel, agenția de voiaj Teo Travel, o cunoaștem cu toții, cel puțin aici în Montreal, în Canada. Teo Travel deservește clientelă românească aici în Canada și în România, de asemenea și clientelă de alte origini decât română. Vom vorbi astăzi despre un subiect care ne preocupă pe toți, chiar și în contextul acesta special al pandemiei, despre voiaje, evident, vacanțe, noi reglementări în industria de transporturi aeriene. Teo, bine ai venit la ESCU TV. Mulțumesc că ai acceptat invitația noastră. Bună ziua și bine v-am găsit. Ca de fiecare dată răspundem oricărei invitații care va duce la furnizarea de informații utile pentru toți telespectatorii noștri. Iată, Teo, suntem în toamna lui 2020, ne apropiem deja, suntem aproape în noiembrie. Am avut un interviu acum câteva luni, prin luna mai, dacă nu mă înșel, sau iunie, în mai, cred. Discutam despre reluarea zborurilor, despre carantină, despre toate astea cu perspectivă de 6 luni. Aveam planificat și un eveniment, un concert. Chiar tu spuneai, păi, lasă-mă că până în octombrie, dacă nici atunci nu se deschide. Iată că, da, cum stăm? Cum vezi situația asta? E adevărat, nimeni nu poate să dea o prognoză în ceea ce privește situația actuală. Schimbările sunt foarte, foarte dese. Se modifică program de zbor, se anulează. Liniile aeriene pierd cam 90-92% din cifra de afaceri pentru că nu sunt clienți. Iată, Canada are granițele închise de atâta timp. De-abia de o lună de zile granițele s-au deschis parțial și pentru rudele de gradul 2. Până acum aveam numai rudele de gradul 1. Nu sunt pasageri, de aceea liniile aeriene reduc. Exemplu, Lufthansa nu zboară. Anul acesta am zburat de 2 ori în România. La ultimul zbor către Montreal, de la Montreal la München, am fost numai 62 de pasageri. Un client al nostru mi-a relatat că pentru primul zbor de la Londra la Montreal a fost 6 pasageri în avionul de British. Deci e vorba și de rentabilitate, e vorba și de restricțiile impuse de țările către care călătorim. Erau mai multe bagaje decât pasageri, dacă socotim la 6 pasageri, da. Da, probabil că erau mai multe bagaje. Mi-aduc aminte la întoarcere, la prima întoarcere din România, pe 1 iulie. Cei de la bagaje mi-au zis, păi sunteți mulți, într-adevăr, de la Frankfurt la Montreal am fost 95, dar zice, ieri ne-a venit un avion de la Boston cu 2 pasageri. Da, nu este deloc o situație prea plăcută. Presupun că nici pentru tine ca agenție, ca reprezentant al unei agenții de voiaj, nu e o situație prea plăcută. Erai obișnuit să lucrezi pentru a da servicii, pentru ca oamenii să-și facă vacanțe, să zboare. Acum probabil că ai o mare parte din timp, din servicii pentru anulări, pentru reprogramări, consum mult de timp, de energie, mai ales într-un context destul de incert în care companiile de transport nu au întotdeauna politicile la zi, nu sunt foarte, foarte clare, poate nu sunt nici prea transparente uneori. Da, să zicem că provocările sunt mari și avem mult de lucru decât înainte. Nu în condiții, volumul de lucru ar trebui în mod normal să aducă și mai multe venituri, dar nu este așa. Ne ocupăm într-adevăr foarte mult de anulări, de rambursări, de schimbări, chiar și de ultim moment. Iată, numai târziu de ieri, la ora 12, am avut un apel, plecare de urgență în România. La 12 noaptea sau ziua?
La 12 prânz. la, da, cu plecarea după amiază, avionul era la ora 7 și 10 până la Frankfurt cu conexie pe zbor intern în Germania și apoi zbor către România. La aeroport i s-a spus, nu puteți să călătoriți cu pașaport canadian, aveți zbor intern în Germania. Germania este închisă pentru posesorii de pașapoarte canadiene. Pașaportul românesc era expirat. A trebuit, pe moment, am schimbat prin Paris și București. Deci s-a putut face ceva. Acum sunt zboruri la care fie e vorba de conexie în Europa, unde nu poți să mergi pentru că ai pașaport canadian sau ai pașaport canadian și românesc expirat, fie este vorba de țări care nu permit accesul cu pașaport sau cer anumite analize, test de COVID, e o situație destul de complicată. Și dacă luni clienții mei au plecat în România pe același traseu cu zbor intern în Germania, ieri nu s-a mai putut pentru că deja de la o zi la alta se schimbaseră regulile. Exact asta vreau să aduc, să aducem în atenția celor care ne urmăresc. Faptul că nici tu ca agenție de voiaj, nici noi ca presă, nici aproape nimeni nu poate să prevadă de pe azi pe mâine. Și asta poate că este și frustrant pentru că pleci, te urci în avion cu un bilet în anumite condiții, peste noapte se pot schimba toate, fie o directivă a Uniunii Europene sau eu știu în alte țări, fie dacă e în Uniunea Europeană, eu știu anumite țări au politici diferite și atunci nu mai știm, putem să călătorim cu pașaportul canadian sau nu. Titlul de călătorie este admisibil sau nu, trebuie test sau nu de COVID sau. Care este situația în general acum dacă ar trebui să plecăm, cu toate că încă o dată mâine totul poate fi diferit? În condițiile în care cineva vrea să plece, în primul rând ar trebui să se asigure că are documentele de călătorie în regulă, valabile. Ne referim la pașaport canadian, dacă există și pașaportul românesc, vorbim de România, cu atât mai mult, dacă este valabil. Pentru că trebuie verificate toate permisiunile, posibilitățile de a trece prin anumite țări. Apoi este vorba de legăturile aeriene, care sunt puține. Vorbim de 10% din ceea ce aveam anul trecut pe vremea asta. Și liniile aeriene încearcă să optimizeze aceste transporturi. Iar pentru transatlantic, dintr-un motiv foarte simplu, pentru că granițele Canadei sunt închise, nu avem pasageri. Deci trebuie să te asiguri că ai documentele, dacă ai și pașaportul românesc, cu atât mai bine. Trebuie să fii destul de flexibil, dar când e vorba de plecări de urgență, numai de flexibilitate nu poate fi vorba și întoarcerea este incertă. Trebuie le spunem tuturor clienților noștri, numai un moment, Marius, nu e sigur că vei pleca până în momentul în care te urci în avion. Mai mult de atât, am ajuns și la a spune că nu e sigur că vei pleca până în momentul în care vei coborâ din avion la destinație. Cineva care vrea să planifice un voiaj ar trebui să aibă totuși acces la o informație. Unde găsim aceste informații? Poate la ambasade, la consulate, poate direct la compania aeriană, la agenția de voiaj, pentru a nu avea surprize neplăcute sau cât mai puține surprize neplăcute. Schimbările sunt atât de frecvente încât nici noi nu le putem face față. Mai mult de atât, guvernele publică informațiile după ce apar neoficial în presă sau pe canalele neoficiale și de aici deruta tuturor, pentru că nu știm ce să facem, de unde luăm informația adevărată. Sau intrăm pe site-urile oficiale care nu sunt updatate la timp, întotdeauna, sau da. Decizia este luată peste noapte.
Noi zicem, agențiile de voiaj, fără excepție, sunt bine informate, au acces la resurse la care nu toată lumea are acces și de aceea le recomand tuturor să apeleze cu încredere la un agent de voiaj calificat. Cu siguranță că atunci când facem afaceri sau când facem apel la serviciile unui specialist, avem un avantaj, nu? Una este să-mi fac singur contabilitate, alta este să stau de vorbă cu un contabil, mașina la fel, mecanic. Cred că este și cazul tău, Teo, nu? E bine să ai de-a face cu un profesionist, indiferent de numele și de locația agenției de voiaj, apelați cu încredere la un om calificat, certificat, care prin vânzarea unui bilet încheie un contract cu dumneavoastră. Dacă aș fi trebuit să stau de vorbă cu cineva de la un, eu știu, un website oarecare, am avut situații de genul ăsta și m-am simțit mai bine servit de un consilier, un specialist care ia situația în mână, cum se spune, și se ocupă până la capăt. Fiind vorba de această situație dificilă, gândiți-vă, toată lumea trebuie să se gândească că nu numai liniile aeriene și-au redus volumul de muncă, dar trecând la 10% automat, și personalul a fost redus. Și de la liniile aeriene, cei care răspundeau la telefoane, dar și de la website-urile tradiționale de pe care lumea își cumpără bilete, firesc. Expedia, Ticket Pilot, Cheapo Air, toate acestea și-au redus volumul, nu ai cu cine să stai de vorbă și de cele mai multe ori nu fac față volumului de lucru. Chiar dacă se circulă puțin, sunt atât de multe cazuri și mai ales cele legate de anulări, schimbări, rambursări și vom sta vorba și despre aceasta în următoarele minute. Da, apropo de rambursări, tocmai vreau să aduc în atenția în discuție acest subiect. Recent am înțeles că au avut loc niște anumite schimbări în politica de rambursare, de creditare. Cum stăm la ora actuală? Aici, în Canada, în mod deosebit. Unde de la început, principalul creditor în acest moment este Air Canada, care a ales ca metodă de rambursare creditele de voiaj. Deci, de fapt, nu s-au rambursat banii, ci s-au dat niște credite de voiaj, care au fost acceptate de guvernul Canadei. Se pare că pentru un ajutor de la stat, Air Canada va trebui să ramburseze banii clienților, dar este o știre neoficială pe care nu putem să ne bazăm. În ultimul timp, dacă celelalte linii aeriene, Air France, KLM, Lufthansa, toate din grupul Lufthansa, Delta din Statele Unite, au rambursat biletele care au fost anulate din motive de pandemie, Air Canada nu a rambursat decât banii pentru biletele cumpărate în Uniunea Europeană, care aveau originea în Uniunea Europeană, și probabil datorită presiunilor exercitate de Uniunea Europeană. Același lucru s-a întâmplat și pentru cetățenii americani. Din păcate, în acest moment, rambursarea biletelor în Canada pentru clienții, cetățenii canadieni, rezidenții canadieni, a fost anunțată numai de WestJet, dar va fi un proces de durată care va dura între 6 și 8 luni. Care este diferența dintre ce înseamnă un credit, ce înseamnă un voucher? Cred că este o distinție destul de importantă pe care ar trebui să o înțelegem. Să luăm un credit de voiaj, este de fapt un bilet, biletul pe care îl aveți dumneavoastră, rămâne deschis pentru o eventuală schimbare, pentru o schimbare viitoare, urmând ca în momentul în care se face schimbarea acelui bilet, Air Canada a dat aceste credite de voiaj pentru 24 de luni din momentul anulării biletului. Deci, în momentul în care se face schimbarea, să se plătească diferențele de taxe, diferențele de sezon, de categorie de rezervare, de destinație. În cel mai bun caz, nu se va plăti nimic. Eu aș vrea să fie așa.
În momentul în care aceste credite sunt transformate în vouchere, voucherul este ca o carte de credit. Este valoarea biletului care poate fi folosită de oricine. Dacă acel credit de voiaj nu poate fi folosit decât de titularul biletului, deci nominal, nominal, da, și limitat ca perioadă, iată, avem 24 de luni până în aprilie, să zicem, 2022, creditul de voucherul este nelimitat, nenominal. Se tinde să se treacă la așa ceva în perspectiva că banii, bineînțeles, rămân la linia aeriană, iar acel voucher poate fi folosit tot numai cu linia aeriană. Bine, și în ipoteza în care companiile aeriene nu vor da faliment, că nu sunt foarte departe de asta, dar în orice caz nu intrăm în detalii politice, economice. Probabil că Air Canada și WestJet nu vor da faliment, va interveni statul. Da, probabil că se va rămâne tot așa, cele trei mari linii aeriene și operatori din Canada, vorbim de Air Canada, WestJet, Air Transat, vor găsi o soluție. Iacătă, Air Transatul are o ofertă de cumpărare din partea Air Canada la un preț de 3 ori mai mic decât înainte de începerea pandemiei. Au mai fost negocieri în acest sens. De altfel, acțiunea Air Canada era recent la, în jur de, oscila între 15 și 16 dolari. Înainte de pandemie era la 40. În sfârșit, asta este situația, să sperăm că se va redresa cât mai curând. Am văzut de curând un studiu al Organizației Internaționale a Transportatorilor Aerieni, în care se spunea că industria aeronautică, e vorba de transport, își va reveni cel mai greu din industria din turism. Pentru că gândiți-vă cât echipament trebuie certificat, cât personal trebuie certificat, e vorba și de piloți, vorba și de personalul de bord, e vorba de personalul de la aeroport care... De întreținere. Lucrează de întreținere, este foarte complicat. Este adevărat, transportul aerian este cel mai sigur mijloc de transport în momentul în care lucrurile se desfășoară așa cum trebuie să se desfășoare. Teo, noi ce șanse mai avem să plecăm în vacanță? Că uite, vine iarna asta lungă în Canada. Mai avem vreo șansă să mergem la soare? În Cuba, în Dominicană, eu știu, în sud? Șansele sunt, se pleacă în sud. În Cuba, deocamdată, am avut clienți mai la Cayo Coco. Pentru început, se pleacă numai în insule. Se pleacă și în Dominicană, în Jamaica, în Mexic. Sunt pachete. Totul este să acceptați cele două săptămâni de carantină la întoarcerea în Canada, care eu cred că se va prelungi acest lucru până dincolo de noul an. Teo, îți mulțumesc pentru timpul acordat, pentru că ai acceptat invitația noastră. Te așteptăm și altă dată cu drag, cu sfaturi utile pentru cei care doresc să voiajeze sau pentru cei care nu voiajează neapărat, dar poate așteaptă un prieten, un părinte, pe cineva din familie. Și sperăm să ne auzim cât mai curând cu vești bune. Sperăm să ne auzim, să fie mai bine, să începem acea viață normală, nu normal, cum e la modă să se zică, cu întâlniri, cu spectacole și dacă vom renaște ca pasărea Phoenix, dacă nu vom renaște, că vom renaște probabil ca pasărea rock, pe care îi așteptăm să ne cânte și să ne încânte în Canada. Mulțumesc foarte mult pentru invitație. Aveți grijă de voi, dragilor. Multă sănătate și să auzim numai de bine. La revedere!
cântam de zor, cântec cu șuier, cu haiduci păsări mitice-n zbor, cu voievoz, eroi fantastici și cu datin păstrate în pridvor. Luptam de zor, noi nimim fluier, și cu versul mesaj cu zăvor, iar succesul aripi de înger, scut ne-a fost și sfetnic mentor. Visam de zor să spargem zidul, să gazul privirii spre abis, însă cel zid sfida năsânic, iar lanțul strivea orice vis. Viața în boxă, viața în boxă, și-am părinit când am fugit. Viața în boxă, viața în boxă, a fost cumplit și-am trăit. Sistemul de-atunci reușita să spargem zidul, scăpând de zbir și mișei. Și după ani pe privecie ne-am întors și ghiciți ce-am găsit. Țara mea scăldată în lacrimi și vândută de hoți și mișei. Aceea sfire ai trecutului roșu, lupii în blană de oi, au proces să schimbe macazul, procedind din dulgențe la Impera zicea, dar ei mai vor în colege privată, care-i legea jafului